S-a făcut ora 9:30 seara, fraților, și eu n-am mâncat nimic astăzi. Abia acum am terminat toate treburile, am făcut și duș și o să cobor imediat să văd ce mănânc. Dar ironia sorții face că acum o jumătate de oră, o oră, chiar am primit un comentariu pe YouTube de la un băiat. Haideți să-l citim. Era legat de intermittent fasting. Ai încercat să faci intermittent fasting, Alexion? Și zic da, am încercat. Și mă întreabă cum ți se pare. Și am spus așa, e ok pentru cei care nu au poftă de mâncare dimineața, pentru că dacă nu ai poftă de mâncare dimineața, cum sunt și eu, nu prea are sens să te strofoși să mănânci. Și atunci poți să faci un intermittent fasting foarte ușor, dar dacă te trezești, să zicem, la ora 7, la ora 8 ți-e foame, la ora 9 ți-e foame, trebuie să mănânci. Mâncați, fraților, când vă e foame. Nu mai săriți, nu săriți peste mese dacă vă este foame. Eu mănânc așa pentru că nu am poftă de mâncare, de la foarte mult efort, de la foarte multă căldură, de la faptul că sunt foarte motivat să slăbesc, dar intermittent fasting-ul nu te ajută într-un mod special să arzi grăsime. După aia am spus așa, dar performanțele sportive au de suferit dacă nu mănânci dimineața, când te antrenezi pe stomacul gol și nu mi se pare că arde mai multă grăsime. Pentru că ăsta e un mit, fraților. Corpul nu arde grăsime dacă tu te duci și faci exerciții pe stomacul gol, ne mâncând nimic în ziua aceea, pentru că are resurse corpul de ziua de precedentă, dacă ai mâncat mai mult în ziua precedentă sau dacă ai mâncat seara mai târziu, are resurse. Eu astăzi am putut să fac un antrenament super tare la triceps, la piept și la umeri și după aia am făcut și un sfert de oră aici la bicicletă, cardio, pentru că duminică m-am alimentat cu mai multe alimente, pe lângă ce v-am arătat eu în clipul de duminică. Am mâncat și mâncare, am mâncat mai multă mâncare, am mâncat iarăși fasole, cârnați, m-am alimentat foarte mult și foarte târziu și de aceea astăzi am putut să țin toată ziua asta fără să mănânc nimic, pentru că am fost și foarte ocupat, mintea nu mi-a stat deloc la mâncare, am avut foarte mult de lucru, am fost foarte motivat și corpul nu s-a resimțit, am putut să mă antrenez foarte bine. Dar dacă ar fi să compari un antrenament pe când mănânci ceva înainte și un antrenament pe stomacul gol, clar, un antrenament în care ești mâncat este mult mai eficient, vei fi mult mai puternic, vei avea o rezistență mult mai mare, iar dacă te antrenezi pe stomacul gol, nu vei arde grăsime, vei transpira foarte mult, vei pierde foarte multă apă, dar asta nu înseamnă că vei slăbi mai mult. Dacă tu la un antrenament arzi 500 de calorii, sunt 500 de calorii, nu sunt mai multe, nici mai puține. Nu contează dacă ai mâncare în stomac, dacă nu ai mâncare în stomac. Dar dacă n-ai mâncare în stomac, e posibil să leșim pe acolo pe la antrenament, iar dacă ai mâncare în stomac, e posibil să ai performanțe mai bune și să ai un antrenament mai puternic sau mai lung și vei arde mai multe calorii. Tot ce contează sunt caloriile pe care le mâncați versus caloriile pe care corpul vostru le arde. Pentru slăbit este foarte ok și intermittent fasting, dar pentru a pune masă musculară, ceea ce eu îmi doresc, nu este ok. Și uitați că iarăși nu am mâncat asta toată ziua. Nu fac totul perfect, dar vă zic cum este mai bine. Deci pentru o creștere în masă musculară, cel mai bine este să mâncați 4-5 mese din 4-5 ore în 4-5 ore în care să consumați 20-30 de grame de proteină. Este cel mai bun nivel, cel mai optim nivel pentru creșterea în masă musculară. Iar pentru slăbit nu contează decât caloriile. Eu am zile în care mă forțez dimineața să mănânc pentru că nu mi-este poftă, nu mi-este foame. Dimineața niciodată nu mi-este foame, foarte, foarte rar, decât dacă mănânc foarte puțin cu o zi înainte, atunci mă trezesc cu foame și îmi vine să mănânc dimineața. Și am observat că mă antrenez mult mai bine și am mult mai multă forță dacă mănânc ceva înainte. De câteva ori m-am forțat să mănânc câte puțin, să mănânc ceva totuși, însă nu pot în fiecare zi să mă forțez, câteodată nu mănânc nimic înainte. Dar asta nu înseamnă că țin intermittent fasting, pentru că eu oricum beau cafea cu două lingurițe de miere în momentul în care mă trezesc și atunci îmi întrerup intermittent fasting-ul și asta e. Mă duc la sală și mănânc seara, la 6, la 7, la 8. Iar acum, pentru că am mâncat foarte mult duminică și am avut foarte multe treburi astăzi și nu mi-a stat mintea deloc la mâncare, m-am trezit și foarte târziu, m-am trezit la ora 2, mi-am băut frumos cafeluța, am reușit să fac foarte multe lucruri, antrenamente grele, munci fizice și cu toate astea sunt foarte bine, abia acum mi s-a făcut puțin foame, o să cobor imediat să mănânc, haideți să vedem.